În primul rând, țin neapărat să vă mulțumesc că ați găsit timp, ați croit din timpul dumneavoastră prețios și ați venit la această emisiune. Vă mulțumesc cu mare drag. Cam la ce vârstă și în ce împrejurări a venit cartea în viața dumneavoastră și care a fost lecția acesteia? Pentru că, din câte știm, fiecare carte are o povață mai ascunsă, mai la suprafață, o intervenție prin care are meritul de a educa. Zău nu mi-amintesc cu siguranță când a fost prima mea conexiune cu pagina, cartea, cuvântul. Îmi amintesc sigur că prima persoană care a încercat să mă apropie de carte a fost bunica mea. Noi împreună cu frații mei, cu părinții mei, am locuit sub același acoperiș cu bunicii mei pe linie paternă, iar bunica fiind profesoară învățătoare de clasele primare. Bineînțeles că a fost prima care a încercat să mă apropie de litere, de cuvinte, așa încât cu siguranță atunci m-a apropiat și de carte. Ea a fost persoana care a încercat să-mi spună cât este de importantă lectura și bineînțeles că a încercat să mă apropie și de bibliotecă. M-am născut în satul Mereșeni, în raionul Hâncești, bunica fiind acolo și născută, dar și ulterior a și profesat în cadrul școlii din satul Mereșeni, raionul Hâncești. Mi-amintesc cu mare drag acum un crâmpei, când printre primele fotografii care apăreau în colecția de fotografii ale familiei, era tocmai una care bunica ne aduna pe mine și fratele meu mai mijlociu, așa, el, ambii ținând în brațe o carte, deci mi se pare simbolică acea fotografie din familie, care tocmai spune acest mesaj că ne aduna în jurul cărții. La fel îmi amintesc ulterior că bunica ne vorbea și în povești, încerca să ne vorbească despre toate obiectele pe care le găsea din casă prin prisma unei povești și totodată își avea propriile colecții de carte pentru că încerca să spună elevilor și să-i apropie de cărțile chiar procurate de ea. Deci își făcea propria colecție pentru fiecare clasă și iată, spre clasele a doua, a treia, mi-amintesc de Coliba albastră a lui Spiridon Vanghele, care și-o procurase într-un număr mai mare de exemplare, așa încât să distribuie fiecărui copil în clase. Deci asta a fost prima mea conexiune cu... Nu vă amintiți, adică prima carte, știți, erau cărțulii așa de povești, de o imagine de... Conexiunea, iată, asta o fac, da, cu... Până la urmă, Coliba, da? Coliba albastră, mi-o amintesc Guguță, foarte, nu? Clar, da, despre Domnul Vanghele și, bineînțeles, deja cărțile care făceau parte din curicula școlară. Mm-hmm. Prima bibliotecă a fost cea de acasă, să spunem, chiar, poate chiar cea a bunicii, sau cea din sat, de la clubul din sat, casă de cultură, cum se mai numea la Mereșeni, sau mai era și Sovietul Sătesc, în unele sate bibliotecile erau în Sovietul Sătesc, în altele erau anexate cumva lângă la club, la casa de cultură, cum era în Mereșeni și care a fost prima bibliotecă. Biblioteca din sat era îngrijită, bineînțeles, de bibliotecara care avea grijă de copii, adolescenți și biblioteca din sat era localizată în Casa de Cultură. Așa cum... Dar totodată avea și o bibliotecă care era în preajma primăriei actualmente. Două biblioteci în sat, deci în sat aveam două biblioteci și bineînțeles că în funcție de carte pe care mi-o doream plecam spre acea bibliotecă. Astăzi deja biblioteca e conectată la grădinița din sat, probabil rezultă din
infrastructura care o are satul la această etapă. Și are o singură bibliotecă? Și o singură bibliotecă. Vedeți. Dar a fost parte a intereselor mele de vizită, să zic așa, instituțiilor, structurilor din sat și biblioteca școlară. Ea mereu a fost alături. Mi-amintesc că în pauzele pe care le aveam, fuga era acolo. La biblioteca școlară, în primul rând. După care la cea din sat. Și în primul rând la cea bunică, probabil. Da. Toate aceste, cele trei biblioteci le-aș numi eu, cea de acasă, cea de la școală și cea din comunitate, cea din sat. Revin asupra întrebării, care sunt titlurile neuitabile ale cărților neuitabile din acele timpuri? Îmi amintesc când alerga de la bibliotecă la alta. Și colecția de povești populare. Așa. Îmi amintesc și de Mark Populare Twain. Erau ale mai multor naționalități. Și ale, da, celor 15 republici care toate făceau parte din colecția mea. Inclusiv chinezești? Da, de ce nu? Îmi amintesc și de enciclopedia care a tot circulat probabil prin bibliotecile multor intelectuali, vreau să știu, la ea apelam mereu când mă pregăteam de lecții și era primul reper, să zic așa, atunci când căutam și alte enciclopedii de altfel care le aveam acasă, nu au lipsit și poveștile lui Ion Creangă și alte cărți care la acea vreme erau interesante pentru vârsta mea. Da, venim din generații diferite, de aia chiar mi-era interesant să aud niște care sunt acele titluri, niște titluri de mai târziu. Îmi amintesc că, nu știu, pur și simplu și Ciapolino citeam și Andersen citeam. Și mai târziu, de acum, am în vedere perioada de când erați încă în sat. Eu am absolvit în sat școala gimnazială și ulterior am plecat spre liceu în Hâncești. Și deja, bineînțeles, curicula școlară se siza și era parte a lecturilor mele și mi-amintesc și Preda și Rebreanu și Sadoveanu, care era tocmai pe potriva și intereselor mele deja de lectură, dar cu incidea, deja aveați acces la aceste cărți, la această literatură foarte frumos. Acum aș vrea să ne povestiți despre primele drumuri înspre Chișinău, care era pe atunci capitala Republicii Moldova, dar care mai avea încă o capitală pe atunci, Moscova. Vizitele care le făceam împreună cu părinții... La început primele, să zicem, da? Erau legate, probabil, de vizitele pe care și le planificau părinții, bunicii, iar nemijlocit legate de copilăria mea, mi-amintesc vizita la circ. Era și aceasta o aventură a fiecărui copil. Probabil și o culturalizare într-un fel. Și o culturalizare, e adevărat. Cât de cât era, nu putem exclude și chiar, latura aceasta a circului. E adevărat. Chiar dacă e circ. Da, mi-amintesc chiar și fotografii de familie în care, într-adevăr, mă regăsesc prin spațiile acestei clădiri frumoase, faimoase, a circului. La fel, ulterior îmi amintesc că părinții aveau și tradiția de a veni la Chișinău și a face acele fotografii în ajun de Crăciun, de Revelion, și da, împreună cu deja clasele sau cu colegii de clasă, veneam la spectacolele pe care le oferea Licurici. Așa încât era un Chișinău și cultural, dar și un oraș al luminilor, pentru că ne rețineam cu părinții serile și admiram acele luminițe care împodobeau bradul. La fel îmi amintesc și vizitele la diferite sau în
vizitele unor prieteni ai părinților, dar și rudelor, de ce nu? Deci adică aveați aici Chișinău, și rude, aveați prieteni? Da, eram conectați mereu la orașul Chișinău, eram conectați mereu cu oamenii Chișinăului și, bineînțeles, ulterior a venit și o poveste care mi-a spus-o bunicii, la fel pe linia paternă, că au avut proprietăți în orașul Chișinău, iar după deportarea cândva, așa, buneilor și străbuneilor, acestea au fost pierdute, astfel încât veneam spre Chișinău și spre a descoperi acele locuri. Vă spuneau părinții în acele timpuri sovietice despre asta? Aceasta s-a întâmplat deja spre anii 90, așa, când bunica purta un dialog cu sora ei, care era în România, în Craiova, așa încât deja aflam despre această tragedie a familiei, dar și cum a fost conectația ei cu orașul Chișinău. De la ei aflasem că, spre exemplu, strada Șciuse fusese strada Leovei, și multe alte istorii legate de orașul Chișinău. Ce amintiri aveți în legătură cu renașterea națională? Probabil acest moment al renașterii naționale era privit prin prisma... Erați încă în sat? Eram încă în sat. Mi-amintesc cu siguranță despre cele primele lecții de spirit civic, așa, de renaștere. Și care au fost ele în sat? Mi le amintesc de cele lecții de istorie. Era chiar o profesoară foarte, foarte așa, de admirat de tinerii din sat. Era o profesoară și frumoasă în aspect exterior, dar și interesantă și frumoasă spiritual, așa încât ea ne trezit atunci cu primele lecții despre inclusiv Decebal, lecții de istorie, care nu s-a auzit Ștefan până atunci, mare, da? Da, care nu se auzea până atunci. La fel venea și cu primele știri pe care le auzea la televizor deja vorbindu-ne... Și nu doar că la televizor la începuturi nu se mai spunea totul. Și probabil, chiar mult mai târziu. Unele momente rămân încă neclare poate pentru mine, dar îmi amintesc de acest spirit pe care ea ne-l transmitea și chiar ne-a încurajat în una din vizitele care s-au... adunări care se organizau la Chișinău pentru a merge cu părinții, cu clasele. Deci era această încurajare. Ați venit în mod organizat, adică din sat, și vă amintiți acele timpuri? Câți ani aveați? Cam și aproximativ pe atât. Se întâmpla spre clasa a șaptea. Cam, adică erați încă aproape copil, deci încă și adolescenți, dar erați deja bucuroasă de schimbări. Da, și la fel îmi amintesc despre un moment care ar părea poate banal pentru unii, dar imaginați-vă că, bineînțeles, scriam în acel alfabet chirilic și așa cum se obișnuiește în fiecare clasă, sunt citate ale scriitorilor, sunt informații biografice ale unor personalități, așa încât transliteram aceea ce era pe perete, panouri școlare, în caiete. Exersam deja în alfabetul latin a tot ce era cu bucurie, cu entuziasm. Și bineînțeles mă bucuram că, iată, cunosc, posed, știu a scrie în grafie latină. E bine, acest lucru probabil era și conectat la acele scrisori pe care le primeam din partea surorii bunicii din România. Și trăiam această bucurie. Corespondența aceasta a început deja după renașterea națională, nu, după căderea lui Ceaușescu sau mai înainte? Ea a fost mereu. A fost mereu. Și prin anii 80, au comunicat. 86 chiar a făcut și ultima ei vizită la Chișinău, pentru că avea deja o anumită vârstă, iar după anii 90 deja și bunica a plecat spre Craiova pentru a-și vizita sora. Cum s-a întâmplat, doamnă Mariana Harjevski, că ați ales facultatea de biblioteconomie?
Când am venit eu deja în 93 în Chișinău și mi-am dorit să-mi aleg această profesie, eram înconjurată de mai multe rude și, bineînțeles, printre ei se regăseau și chiar bibliotecari, așa că una din surorile mamei a fost bibliotecară, la fel o verișoară, la fel a fost bibliotecară. Deci îmi tot vorbeau despre această profesie. Putem face o paranteză acum, ca să nu-mi scape, dar sunteți cumva și descendentă Încerc acum să... A doamnei Harjevski, renumită doamnei Harjevski. Încerc acum să tot caut prin arhive și să găsesc această conexiune. Da, vreți să explicați telespectatorilor? Este vorba de Daria Harjevski, care a fost una din cele mai prolifice directoare a Bibliotecii Publice din Chișinău. A activat în perioada 1884 până în 1923. Deci a venit doar la vârsta de 20 de ani în această funcție, promovat de cunoscutul primar Carl Schmidt, văzând în ea această, nu știu, personalitatea ei, pentru că era conectată la viața literară din Chișinău. Cunoștea foarte bine ulterior și modul de organizare a acestei instituții și, bineînțeles, chiar de pe băncile universității, mi-amintesc unul din profesorii mei, Ion Madan, mi-a deschis această filă despre Daria Harjevski și ulterior am fost chiar și în cadrul Bibliotecii Academiei de Științe. V-a intrigat și ați încercat să găsiți firul descendenței, dar încă nu l-ați găsit. Încă nu l-am găsit, cunosc doar această activitate profesională a Dariei Harjevski și vreau să cred că există undeva o conexiune care nu este în zadar și probabil este și un model de inspirație pentru mine. Daria Harjevski a fost și o persoană inovativă la vremea ei, a adus catalogul pe subiecte în cadrul bibliotecii, a fost cea care a animat activitatea de bibliotecă. Dar îmi cer scuze pentru această paranteză, s-a cam lungit. Continuați-vă gândurile ce v-ați întâlnit aici, când ați vrut să dați la facultate, păi da, cu rude care deja erau și ele. Deci povestea se profesau. Povestea se construia foarte, foarte frumos în jurul meu. Deci această legătură pe linia maternă cu sora ei și cu verișoara ei, care activau în cadrul bibliotecilor. Pe de altă parte, și sora bunicii de care tot am menționat, din România, activa în cadrul bibliotecii județene din Craiova. Deci mi-au inspirat această apropiere de bibliotecă. Bineînțeles, eu, fiind o adolescentă, nu-mi dădeam seama despre ce totuși va însemna în viața mea biblioteca, ce va presupune în viitorul meu această profesie, cum ea va fi. Se va rezuma doar la a oferi cartea, a împrumuta carte pentru utilizatori sau va fi ceva mult mai, poate, mai atractiv pentru o tânără a secolului 21. De aceea, cu multă atenție m-am apropiat de această profesie, dar aceasta se datorează și conjuncturii în care am crescut și, pe de altă parte, nu pot să ignor și sursa de inspirație sau sursa mea de încredere, să zic, în viitor. Puteți spune că v-au sfătuit? Și deja profesorii. Rudele, deci da, colegii din domeniu. Atât părinții cât și rudele m-au încurajat să vin la această profesie. Eu la acea vreme îmi doream foarte mult ca orice adolescent să merg spre a fi ori învățătoare de limbă engleză sau o viitoare traducătoare.
din română în engleză, engleză română, pentru că asta era și un trend, era. Dar și probabil și îmi plăcea să cunosc mai bine limba. Bine, dar până la urmă ați mers la jurnalism. Facultatea de jurnalism, specialitatea biblioteconomie. Așa, era aceeași facultate, dar era specialitate. Îmi cer scuze că am înțeles greșit. Asta era totuși. Pentru că să știi, ales. Doar aș deschide la ultimul an se făcea această specializare. Nu. Doar să dau o explicație. Deci așa. Până în anii, deci această profesie a evoluat și în sensul includerii ei în programul curricular al universității. Deci inițial aceasta era o specializare distinctă, era facultate de biblioteconomie. A fost și partea facultății de filologie, pentru că era conectată această specializare și cu filologia. Iar atunci când am venit eu în această profesie, exista o reformă în domeniul învățământului superior, așa încât biblioteconomia era parte și acum este partea facultății de jurnalism, iar actualmente este facultatea de jurnalism și adică nu este o facultate separată de biblioteconomie. Nu. Este un model preluat din universitățile din Roma. Așa. Dar nu v-a tentat jurnalismul? Probabil mă tenta, dar nu atât de mult ca să migrez de la această specializare. Eu dorindu-mi ulterior să urmez studiile la masterat. Și păi asta voiam, da. Și am urmat studiile nemijlocit în cadrul aceleiași universități, Universitatea de Stat, Facultatea de Jurnalism, astfel încât sunt masterandă în jurnalism, dar teza mea, de fapt, a fost în domeniul comunicării, pentru că conexiunea pe care o face acum acest domeniu este cel al comunicării, iar avem comunicare în toate sferele, inclusiv și cea a biblioteconomiei. Deci aceasta a fost. Ați predat un timp, nu știu câți ani, nu am găsit pe internet, la USM, cursul Cadrul Legislativ al Activității Bibliotecilor din Republica Moldova și sunteți autoarea tezei de doctor Evoluția politicilor în sistemul național al bibliotecilor din Republica Moldova. Cât timp a trecut de la susținerea acestei lucrări și în ce măsură s-au schimbat respectivele politici de evoluție? Da, a fost o temă care m-a preocupat de mult timp, și anume politicile în domeniul biblioteconomiei, și cum a evoluat legislația în domeniul biblioteconomiei. Erau niște subiecte care apăreau pe agenda forumurilor profesionale din anii 90, dar gândindu-mă acum, bineînțeles, subiectele care erau atunci despre creionarea unei legislații de bibliotecă, despre crearea chiar a unei legislații care era la ordinea de zi, erau legal. Astăzi deja vorbim prin prisma legislației conectate la dreptul de autor, la împrumutul electronic, la alte aspecte, chiar inclusiv și cu cartea electronică. Ea la fel deschide pentru noi, bibliotecarii, noi paradigme. De aceea, cadrul legislativ conectat la domeniul biblioteconomic a evoluat foarte mult și teza mea punea pentru prima dată niște accente de ce este nevoie de un cadru legislativ pentru acest domeniu. Până atunci nu era? Erau probabil doar discuții cu privire la necesitatea acestuia, așa, la nevoia ca fiecare țară să-și... Ați făcut un fel de pionierat în domeniu. Bine, pe acest segment. Pe acest segment și am adus pentru prima dată într-un context așa de cercetare. Nu am fost prima, poate, care am adus ca și subiect printre colegii mei de breaslă, aș zice aici și Vera Osoianu și Lidia Kulikovski și regretatul Alexe Rău, care au avut și ei anumite merite
în aspect de cercetare. Eu i-am dat această formulă de teză sau unui studiu a unei teze de doctorat și bineînțeles am venit cu propriile mele opinii. Ea mereu poate fi actuală, această temă a unui cadrului de reglementare, mai ales astăzi când vorbim despre integrarea europeană și aplicarea multor schimbări în conținut sau mai multe, da? Directive europene care trebuie să fie deja reflectate în legislația națională. De ce este nevoie ca orice probabil reprezentant al oricărei profesii, al oricărui domeniu să își vadă și activitatea practică, dar și cea de cercetare, dacă vorbim acum despre ea, prin prisma acestor noi tendințe prin care trebuie să treacă domeniul. De aceea, pentru mine era interesant să văd cum poate fi privită tradiția biblioteconomică la cadrul de reglementare. E, pe atunci nici nu aveați... Nu vă puteți imagina că lucrurile pot evolua chiar atât de repede și schimbările pot fi atât de mari în timp, da? Da, pentru că atunci când eu pentru prima dată încercam să citesc despre cadrul de reglementare, doar mă uitam prin prisma doar acestei noțiuni. Ulterior, bineînțeles, am înțeles că are foarte multe conexiuni, cum am zis, și cu depozitul legal, și cu protecția datelor cu caracter personal, care ar părea pentru unii din exterior nefiind proprie acestui domeniu, dar astăzi, vorbind prin prisma aplicării tehnologiilor informaționale, este foarte important ca biblioteca, pe de o parte, să respecte aceste date pe care le colectează, drept urmare a înregistrării utilizatorilor, a împrumutului de carte, etc. La fel este interesant să așezi într-un cadru legal și împrumutul de carte, dacă vorbim despre modul în care se împrumută cartea, vorbim despre termeni, cât poate fi împrumutată cartea, în ce regim ea poate fi împrumutată. Apropo că spuneați de împrumuturile cărților electronice, chiar nu-mi imaginez Și astăzi deja vorbim într-adevăr care este regimul de împrumut a unei cărți electronice. Există așa ceva în un serviciu de acesta la biblioteca dumneavoastră? Noi actualmente încercăm să aplicăm acest serviciu. Dar ne confruntăm pe de o parte cu lipsa cărților electronice pe piața editorială, pentru că există și aici un regim și acum de curând legislația deja privește cartea electronică nu ca un serviciu, dar ca un produs și aceasta ne facilitează într-adevăr modul în care noi putem deja să achiziționăm cartea și doi, bineînțeles, există încă un teren de dezvoltare a softurilor, a aplicațiilor care pot să ajute bibliotecile ca să împrumute această carte. Adică nu mai este mult atât de lucru în acest sens. Bineînțeles, și aici implică într-adevăr, pe lângă abordarea aceasta practică, ea necesită și elaborarea unui cadru facil, accesibil și de ce nu, chiar vorbind și despre gratuitatea acestui serviciu, că totuși... Cum a fost dintotdeauna biblioteca. Da. Este. Deci mâine, apoi mâine să ne așteptăm, nu știu cât de repede se vor schimba lucrurile, dar vedem că evoluează cu viteză cosmică, am putea spune. Am putea să vedem fondul de carte transmis Muzeului de Literatură, să spunem așa, într-un fel, nu știu, în rest ce, pentru că nu veți mai avea nevoie de atâtea depozite și probleme de depozitare a cărții, pentru că vine cartea electronică, nu? Tocmai astăzi aveam discuții cu niște colegi de la bibliotecă și discutam despre viitorul cărții și să știți că, așa cum arată deja și prognozele, va fi cartea tipărită încă mult timp, pentru că noi suntem cu diferite
preferințe. Există persoane care își doresc într-adevăr să citească o carte tipărită și există într-adevăr cititori ai cărților electronice. Pe de altă parte, există și un context în care un cititor căruia îi place foarte mult cartea tipărită, dar fiind într-un proces de studiu, poate prefera și o carte electronică. Deci, dacă am privi conceptul de că fiecare instituție trebuie să se gândească din prisma user-oriented, adică orientat pe client, orientat în cazul nostru pe cititori, atunci o bibliotecă, fiind ultramodernă, ea trebuie să ofere această diversitate și se discută deja în spațiul european. Adică să ofere și cartea pe suport de hârtie și pe suport electronic. Da, atunci când vine cititorul la bibliotecă, el deja trebuie să aibă această opțiune. Unu, doresc cartea tipărită, aceeași carte o doresc în format electronic, aceeași carte o doresc în format audio, aceeași carte, de ce nu, poate fi solicitată, scrisă și în alfabet Braille. Deci noi deja vorbim despre disponibilitatea cărților în orice format. Deci noi nu trebuie să ne gândim că cartea strict se va duce doar spre cea electronică. Nu, pentru că noi suntem diferiți, noi avem diferite preferințe, contextul poate să fie diferit și așa mai departe. Credeam că cei care preferă își cumpără de la librărie. De ce nu? Deci, într-o țară dezvoltată, trebuie să existe și această oportunitate. Există, o carte mi-o pot cumpăra și o carte pe care eu pot împrumuta de la bibliotecă. Personal chiar prefer acest mod de citi. Deși cunosc că această carte există pe rafturile bibliotecii, prefer să o cumpăr. Pentru că știu că ulterior va rămâne fie în biblioteca personală și pot reveni la ea sau de ce nu o pot oferi drept cadou unei persoane dragi. Da, când ții mult la o anumită carte, când îți este dragă, chiar dacă o împrumuți sau de la bibliotecă sau de la cineva, vrei să o ai și tu. E un fel de egoism aici. Că să știți că poate... Sau din considerentul că ai vrea să revii la acea carte deja, care asta nu mai înseamnă egoism, dar... Probabil fiecare persoană necesitate. Este construită într-un anumit fel. Cel puțin eu acum, privindu-mă dintr-o parte și analizându-mi achizițiile pe care le-am făcut pe parcursul anilor, am această deschidere de a oferi cartea. Și cred că aici vorbește mai mult bibliotecarul din mine, pentru că orice carte ea trebuie să circule. Uneori cartea poate să se piardă simplu, pe rafturile bibliotecii personale, dar ea poate să-și găsească cititorul său, fiind dăruită, fiind oferită unei biblioteci alta decât cea personală sau unei școli, unei alte instituții. De aceea, practic, o parte din biblioteca personală ea este deja fie dusă spre biblioteca publică din sat, sau deja chiar literatura de specialitate mereu o ofer bibliotecii municipale. Așa că asta este principiul meu cu privire la am vrea să carte. Nu emigreze atâta lumea, să fie mai mulți copii, să știm că avem cui lăsa cărțile în limba română, cărțile din Republica Moldova în limba română. Pentru că mai există și problema asta. Și plus la că unii copii deja nu se mai împrietenesc cu cartea de pe hârtie, pe suport de hârtie. În general nu-i poți desprinde de telefon, de internet, unde le pare... Deci asta e o altă problemă. Nu aș vrea acum să o atingem, cu toate că știu că aveți și politici în acest sens. Noi, ca și instituție, încercăm să venim cu aceste oferte în formatul unui program, concurs, pentru a atrage copilul la carte, spre carte. Așa încât
Opinia proprie este că totuși există astăzi și copiii din zonele rurale și cei din zonele urbane care citesc. Le place să citească. Sunt copii care, bineînțeles, caut literatura clasică. De aceea, noi mereu actualizăm aceste colecții pe care le avem în bibliotecă și mă bucură că astăzi editurile din Republica Moldova publică sau reeditează aceste cărți. Pe de altă parte, există și acest interes din partea generației millennials care își dorește să citească cartea contemporană tradusă în limba română sau fie scrisă în limba engleză. Deci există un cerc de cititori care, iată, caută anumite titluri, caută anumiți autori. Bineînțeles că unele titluri, nefiind traduse sau nefiind, neavând posibilitatea de a fi achiziționate de către instituții, inaccesibile, ei și le procură și de sine stătător. Cred eu totuși că undeva în perioada sovietică, poate anumite cifre, statistici, ne vorbeau despre o lectură intensă, despre faptul că totuși se citea mai mult pentru decât astăzi. Pentru că nu era alternativă. Poate fi și asta un aspect. Am în vedere dar internetul. Dar nu cred că noi am pierdut cititorul de astăzi. Eu nu cred că noi am pierdut și pierdem generația tânără care se conectează tot mai mult la tehnologii. Să știți că sunt mulți copii, chiar dacă privesc telefonul, ei au acolo cartea. Și asta o spun din propria experiență, vorbind cu copii de gimnaziu sau copii din licee. Da, oricum, cred că munciți mult în acest sens, din câte m-am documentat și am aflat, dar rămâne o problemă. Am vrut să aflu dumneavoastră în virtutea activității și a virtutea profesiei. Dumneavoastră, știu că ați călătorit mult prin alte țări, nu știu în câte, dar știu că ați călătorit și mă interesează cele mai impresionante, să ne spuneți despre cele mai interesante impresii de acolo. Prima mea vizită, mi-amintesc, a fost în 97, când am obținut o bursă în cadrul facultății, în cadrul universității, de a merge în Italia la Universitatea La Sapienza din Roma. Și acolo, bineînțeles, am avut posibilitatea să descoper și biblioteca universitară, dar și biblioteca publică din Roma. Și pentru prima dată, iată, am văzut biblioteci moderne, am înțeles că există un viitor al bibliotecilor, că bibliotecarul poate fi, sau această profesie poate fi văzută și ca una modernă. Ulterior, deja diverse proiecte erau accesibile pentru noi bibliotecarii, așa că am aplicat la diferite burse, stagii și am avut posibilitatea să văd și bibliotecile din Ungaria și bibliotecile din Danemarca și Finlanda și din Statele Unite, unde am reușit să fac și un an schimb de studii acolo. Așa. În cadrul unei universități cotate în Statele Unite, fiind Indiana University și anume din campusul Bloomington. Și iarăși mi-a oferit posibilitatea ulterior să fac și practică la Biblioteca Congresului. Am descoperit și m-a impresionat în mod special mai multe aspecte. Pe de o parte m-a impresionat modul în care sunt organizate bibliotecile. Vorbesc aici despre programele, serviciile pe care le oferea biblioteca. Adică nu se rezumau strict doar la activități clasice, de împrumut de carte. Am descoperit și aceste cluburi de lectură pe care le au în continuare bibliotecile și le valorifică, dar am descoperit și deja această conexiune a bibliotecii cu serviciile de învățare tehnologiilor, de colectare de comunitate. Lectură, da? Da. Sau ce, anume, da. Și probabil rămân pentru mine a fi drept un model bibliotecile din Statele Unite și totodată bibliotecile din țările nordice.
Și chiar am insistat să aplic în continuare la o bursă oferită printr-un proiect deja european, EU for Culture, și sper că în această primăvară, sfârșit de primăvară, început de vară, voi vizita iarăși biblioteca din Helsinki, oraș care și-a construit o nouă bibliotecă, o bibliotecă model, o bibliotecă în formatul unei nave. Așa. Imaginați-vă... Adică este atractivă din exterior. Da, și bineînțeles în interior. Până la cel mai... Ea urmând un concept mai nou. Așa. Aplicat în bibliotecă. Deci, acum bibliotecile, unu, sunt spații unde îți oferă această posibilitate să ai contactul cu cartea. Doi, îți oferă oportunitatea să ai conexiunea cu, nu știu, cu tehnologiile, și trei, îți oferă posibilitatea de contemplare. Tehnologii avansate, da, computere, adică, tablete, da. Imprimante 3D, robotică, etc. Deci această conexiune ți oferă o bibliotecă modernă și, cum am zis, și conexiunea sau această oportunitate de contemplare. Și iată... Spuneați undeva că ați văzut că în unele biblioteci sunt și săli de sport și cafenele, adică, iarăși, cred că într-o bibliotecă care are un sediu imens. Da, știți că am văzut edificii care au fost și adaptate, biblioteci care au fost încadrate, de exemplu, într-un spațiu a unei foste sinagogi. Așa. Da? Ea e destul de nu doar frumoasă și una care te inspiră prin modul în care este construită, da? Dar și felul în care sunt aranjate cărțile la raft, mobila cum este încadrată. Am văzut biblioteci mai nou, acum există această tendință de a organiza biblioteci în spații gen hală, spații mari. Bine, dar sub același acoperiș. Cum se spune că merg la mall, dar acolo este și bibliotecă, sau merg la bibliotecă, dar acolo este și sală de sport, și nu mai știu eu cum. Și iată, în acest context, unele biblioteci, într-adevăr, pe lângă spațiile dedicate cu carte, dotate cu carte, poți, într-adevăr, avea acces și la o sală de sport, poți avea acces și la o zonă de rugăciuni, că există și așa o posibilitate. Deci biblioteca, într-adevăr, este un punct de conexiune a comunității. Acum, mai recent, fusesem într-o bibliotecă... De fapt, e vorba de o bibliotecă. E bibliotecă. Se spune, merg la bibliotecă, dar acolo este și una, și alta, și cealaltă. Și alta. Așa. Și doar în același context să menționez că există acum și această abordare pe care au fondatorii. Așa. Care sunt, de fapt, autoritățile locale sau centrale și încearcă să vadă perspectiva nouă a bibliotecii. Deci am văzut în... Și necesitatea, pentru că înțeleg totuși rolul important al unei instituții culturale precum este biblioteca și educaționale. Deci în Suedia am văzut bibliotecă care a fost construită, intercalată într-un metrou. Deci gândul, ideea care i-a dus spre cei care au creat această bibliotecă, că uite, în acest ritm al vitezei, în acest ritm nebun al cotidianului, s-ar putea, într-adevăr, ca cetățeanului de astăzi să îi lipsească acele 5 minute pentru a pleca până la bibliotecă. Și au construit biblioteca într-un metrou și în drum spre serviciu. De la serviciu, bineînțeles că trecând prin metrou, poți fără dreapta, să suferi fondul de carte? Fără. Pentru că este în așa fel construită și în așa fel dotată cu tehnologie, pentru că poți foarte rapid să împrumuți cartea, doi, securizezi cartea și așa mai departe. La fel am văzut, la fel în Suedia, bibliotecă în cadrul unui mall, într-un așa magazin. Deci, deja acolo au exersat acest principiu al unei biblioteci de relaxare.
cu teren de joacă pentru copii, dar cu totodată dotată cu rafturi foarte interesante, unde este și atractive, cartea, dar și această modalitate de joc. Da. Deci ludicul prin joacă, prin circumstanțe diferite, dar și cartea are locul ei acolo, da? Da. Da. Deci, vedeți cât este de interesant modul de a vedea o bibliotecă modernă, nouă. Deci nu este doar o bibliotecă care se rezumă la un depozit de carte și atât. Bibliotecile, de exemplu, universitare, la fel își văd existența într-un alt context. Sub același acoperiș există și spațiu dedicat evenimentelor gen lecții publice, conferințe științifice, dar în același loc, spațiu, pot fi și spații izolate cu sticlă, așa încât persoanele se pot vedea, dar au acest moment al izolării și concentrării și se pot pregăti studenții. Deci este o chestie foarte interesantă. Un fel de sală de lectură, să spunem, nu? Da, dar ea este izolată prin pereți de sticlă. Și da, în Statele Unite, de exemplu, era și așa o posibilitate că apăsai pe buton, iar sticla devenea mată și nu se vedeau studenții care în interior studiază în grup. În cazul în care vrei să vezi tot acest moment al haosului, să zic, într-o bibliotecă, bineînțeles că poți fi în acel spațiu, dar geamurile să fie deja transparente. Deci, la fel am văzut și biblioteci în care au la fel spații izolate, dar puse toate într-o hală, cu pereți dotați fonic, așa încât tinerii, după o oră de studiu, se pot izola acolo și exersa o chitară, pot exersa un alt instrument muzical ca un mod de detașare, eu știu, de studii. Adică împrumut un carnet de note și exersez la chitară, da? Nu. De exemplu, mă pregătesc pentru lecția de fizică. Așa. Sau lecția de astronomie, dar am vreau să fac o recreație. O recreație, da, și mă duc și exersez la un instrument muzical. Mă retrag pentru 5 minute, 10, 20 de minute într-un spațiu izolat. Mai vine cineva la biblioteca Bogdan Petrecescu HD pentru sala de lectură. Mai există sala de lectură? Biblioteca Municipală mereu a avut acest spațiu. A avut, dar că nu am fost de mult și nu știu. Cel puțin de mult n-am căutat. Poate acest spațiu deja este privit ca unul multifuncțional, așa încât cei care doresc să citească, citesc. Adică există posibilitatea de a se izola și în liniște să citească, să răzvoiască o carte. Biblioteca actualmente are câteva spații, dacă vorbim despre cea situată de pe Ștefan cel Mare 148, uh-huh. Câteva spații care îi oferă posibilitatea să citească în liniște. Fie, iată, mai nou oferim această posibilitate de a împrumuta cartea la domiciliu, pentru că a fost o perioadă în care biblioteca era mai mult focusată să ofere spre împrumut pe loc. Acum oferim cartea la domiciliu. Și acest lucru se întâmplă în cele 27 de filiale ale Bibliotecii Municipale. Toate au spații multifuncționale, mai nou cum le numim. Acum îți pui căștile și îți creezi propria liniște, citești, iar alături poate avea loc, nu știu, o sesiune de instruire. Aveți o carte publicată, da. ați mai publicat de atunci, aceea se numea Rolul bibliotecilor în procesul educației civice. Deci cu autor Lidia Kulikovski, asta a fost în 2017. De atunci ați mai publicat ceva? E adevărat, în cadrul Bibliotecii Municipale avem această deschidere a noastră, a echipei de bibliotecari, de a elabora și lucrări didactice, dar și lucrări care vin să vorbească despre activitatea de bibliotecă.
Și da, la acea vreme am avut acest proiect, inițiativă, în colaborare cu doamna Lidia Kulikovski, despre a vorbi despre biblioteci ca spațiu civic, ca spațiu de întâlnire, discuții a membrilor comunității. Deci nu am vorbit despre partea culturală a instituției, dar despre bibliotecă ca spațiu democratic, ca forum de dialog cu comunitatea. Iar poate fi și o luptă cu propaganda? Da, ea poate fi văzută și în acest context. Am vorbit deja la fel în acea carte și despre modul în care bibliotecile se implică în exersarea actului civic din partea cetățenilor, aceasta presupunând întâlniri cu alegătorii, susținerea lor în completarea iată, a unor dosare, în completarea unor formulare, să zicem, financiare, etc. Deci, biblioteca vine în susținere și pe acest segment. Iată, ca un exemplu recent și ar fi fost un exemplu pentru inclus în acea carte. Rămânând imparțială până la urmă. Da, așa, da. De exemplu, acel program național de ajutor la contor care e inițiat de către guvern, membrii cetățenii comunității, în cazul dat vorbim despre Chișinău, au venit la bibliotecă și iar bibliotecarii le-au oferit această oportunitate de a-și deschide acel cont în această aplicație, de a aplica la această subvenție primită din partea guvernului și etc. La fel și acum cu recensământul. Instruirea cetățenilor la fel s-a realizat în spațiile bibliotecii. Vorbindu-le despre importanța recensământului. Aveți un aport semnificativ și în educația civică, și în susținerea unor proiecte la nivel de guvernare. La fel, acolo am vorbit și despre un proiect foarte important pentru rețeaua noastră, când s-a deschis al treilea spațiu al comunității, unde tinerii chișinăuieni sunt invitați să discute despre problemele arzătoare din municipiul Chișinău. Și deja vorbim despre noile apariții editoriale dedicate bibliotecarilor. Este cea cu privire la inovația în biblioteci. De fapt, este o carte la fel coordonată de către mine și doamna Kulikovski, dorind să vorbim mai mult despre experiența proprie a bibliotecarilor în cadrul bibliotecii. Și acolo veți regăsi poveștile proprii ale bibliotecarilor. Cum s-au conectat ei cu biblioteca, pentru că veți descoperi colegi din echipă care nu au absolvit specialitatea biblioteconomiei, dar s-au atașat de bibliotecă. Veți descoperi acolo povești care ne vorbesc despre experiențele lor, cum au întâlnit și au creat rețele de cititori, cum i-au atras la bibliotecă și ce programe au fost realizate de către ei în bibliotecă. Deci este deducem că un fel este de istoria bibliotecii, dar prin povești. Deducem că este o profesie cu viitor. Da. Aveți și o revistă la biblioteca. Da. Ardeu. Este o revistă care are mai mult de 20 de ani și o revistă la care ținem foarte mult pentru că a fost creată de oameni dedicați instituției noastre. Este vorba și de doamna Lidia Kulikovski și de Vlad Pohilă. Și ne dorim în continuare să menținem această revistă. O revistă care vorbește despre viața bibliotecii, vorbește despre bibliotecarii care sunt implicați, despre noile tendințe în domeniu. Suntem prinși acum cu nou redactor al acestei reviste, Ivan Pilkin, și vorbim despre cum am putea să captăm în spațiile acestei reviste și experiența partenerilor noștri, de exemplu din România, să traducem chiar articole care vorbesc despre experiențele altor biblioteci din lume. Deci o vedem ca o revistă și de lansare a bibliotecarilor condeieri, dar și o revistă care invită spre dialog profesional bibliotecarii. Nu știu cât te mai permite timpul, dar așa pe scurt despre cele mai frumoase proiecte realizate în cadrul bibliotecii Bogdan Petrucei cu HDU. Sunt multe proiecte la care cele mai țin foarte mult. Sunt.
Țin în mod special și la proiectele noastre de... Împrumutate sau ale dumneavoastră? Proiecte care, unu, promovează, bineînțeles, cartea și țin foarte mult la Chișinău Citește, chiar deși nu a fost inițiat de către mine personal, dar de către colegii noștri și îl doresc atât de mult să-i asigur continuitatea. Țin foarte mult la concursul dedicat tinerilor cititori, bătălia cărților. Dar mie nu prea îmi place denumirea aceasta a concursului, bătălia cărților. Nu s-ar putea schimba cumva, să nu fie atât de agresiv. Să știți că această denumire... Ea eu știu găsește... că e vorba de la Cluj, a venit de la Cluj, dar nu știu de ce nu-mi place. Este atractiv și prin faptul că această... această formulă ea se regăsește și în opera lui Jonathan Swift, Bătălia cărților, tot în care bătălie. Vorbește despre cartea antică și cartea contemporană la vremea sa, în care se discutau mai mult despre ideile puse în carte, în care se vorbeau despre eroii acelor cărți. Deci noi ne-am dorit să păstrăm această formulă, expresie, da, Bătălia cărților. Și o credem una destul de atractivă și pentru cititori, pentru că ei sunt curioși să vadă oare ce ar însemna acest concurs pentru ei. Mai recent am lansat și un program bingo pentru carte, în care cititorul este invitat, intrigat să citească acele cărți care îi plac lui cel mai mult, fie în funcție de coperta cărții, fie în funcție de conținutul acesteia, fie în funcție dacă este un autor premiat sau nu. Doamna Marina Hărzelschi, am tot discutat, mi-a făcut mare plăcere să vă am aici în studio Axial TV în calitate de invitată și cu această ocazie vreau să vă mulțumesc și pentru că sunteți pe parcursul mai multor ani Biblioteca Bogdan Petrecei cu HD este partenera unor emisiuni realizate în comun cu Axial TV. Vă urez mult succes și încă o dată mulțumesc de participare la această emisiune.